Iohannis printr-o scrisorică către Viorica Vasilica Dăncilă. Dăncilă a plecat la Spania, pentru că așa e în tenis, se întâlnește cu regele Felipe într-o vizită ținută la secret și dezvăluită chiar ieri în preambulul ședinței de guvern. Ei bine, în locul domniei sale, Viorica Vasilica Dăncilă i-a trimis pe doi miniștri, cel al justiției Teodorel Toader și pe cel de finanțe Orlando Teodorovi, să vorbească cu președintele. Președintele a spus în felul următor: auzi băi, i-am chemat-o pe doamna premier. Dacă nu a venit, nici eu n-am ce vorbi cu dumneavoastră, și a trimis vreo doi consilieri. Imediat, Teodorel Toader, ministrul justiției, va face marele anunț dacă a ales pe cineva sau nu ca propunere pentru șefia DNA. Eu cred să cred că nu, că jocurile trebuie să mai dureze. Asta este ziua de astăzi pe care o comentăm cu invitații mei și le mulțumesc pentru prezență. Florin Constantin Durgheu, avocat. Bun găsit, domnule avocat. Bună ziua, mulțumesc pentru invitația. George Manciu de la ProRomania. Bun găsit, domnule Manciu. Și jurnalistul de investigație, cetățeanul.net, Cătălin Antoche. Bun găsit, Cătălin. Bună ziua. Așadar, avem mai multe evenimente interesante. Eu zic să începem cu cea de la Cotroceni. Imediat o să mergem și acolo să vedem ce spun colegii mei, cei care se află la Cotroceni. Eugen Orlando Teodorovici și Tudorel Toader au fost primiți nu de președintele Klaus Iohannis, ci de doi consilieri prezidențiali, Mihaela Ciochină și Cosmin Marinescu. Cu alte cuvinte, unii s-au dus, probabil au avut un ceai, o cafea, pe principiu ce mănânci, ce bei, și e ora prânzului, hai să mai stăm și la masă, la cantina, nu-i așa, socială de la Cotroceni. Dar ceea ce vrem noi să aflăm, și anume tupeul acela cu spononi, cu rectificarea bugetară trecută direct prin guvern, normalitatea cu rectificarea bugetară trecută prin guvern, spun alții, e un subiect de discutat. Alina Sorocean știe ce s-a întâmplat la Cotroceni și ne povestește și nouă. Bun găsit, Alina! Bun găsit, a fost o discuție scurtă astăzi, 30 de minute a durat întâlnirea între cei doi miniștri, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici și ministrul justiției Tudorel Toader și doi consilieri, unul de la departamentul legislativ și unul de la departamentul economic. Iată că președintele țării Klaus Iohannis a evitat să mai discute cu miniștri din moment ce și premierul Viorica Dăncilă a refuzat invitația domniei sale, a preferat să plece în Spania pentru două zile într-o delegație oficială. Ieri Klaus Iohannis a trimis la Palatul Victoria o invitație pentru a negocia pe tema rectificării bugetare. Asta după ce practic ministrul finanțelor Eugen Teodorovici anunța că merge mai departe cu rectificarea bugetară, ceea ce s-a și întâmplat. Ieri în executiv, în ședința de guvern, a fost adoptat proiectul rectificării bugetare, așa cum era în forma inițială, cu tăierile bugetelor celor instituții care fac parte din domeniul apărării naționale. Președintele Klaus Iohannis a arătat nemulțumit de acest lucru și a fost extrem de revoltat. A transmis și un comunicat de presă prin care și-a arătat nemulțumirea. Avea de gând să existe o nouă negociere cu reprezentanții executivului și mai apoi să convoace o nouă ședință a CSAT, însă iată că nu a mai fost cazul. Rămâne de văzut dacă în urma acestor discuții care au avut astăzi loc la Palatul Cotroceni timp de 30 de minute, va mai exista vreo modificare eventual în Parlament a acestei ordonanțe privind rectificarea bugetară, pentru că în acest moment nu se mai poate face nimic, având în vedere că s-a dat un vot în ședința de guvern, iar proiectul pur și simplu urmează să fie, ordonanța urmează să apară în monitorul oficial. Da, în fiecare zi vorba Alinei Sorocean rămâne de văzut ce e de făcut, prin urmare, și așa o să vedem noi cu toții, spune Orbu. Bun, dincolo de asta, oameni buni, avem o problemă care, dintr-o normalitate până la urmă, a dat evident în bălăcăreală politică. Și aici vorbim despre rectificarea bugetară forțată ieri în ședința de guvern de Viorica Vasilica Dăncilă. O tabără, cea lui Klaus Iohannis, spune că cei din guvern au avut un tupeu nemaipomenit, că trebuia, mă rog, avizul CSAT, cel puțin în ceea ce privește instituții care țin de siguranța națională, s-au îngrămădit juriștii ăștia, profesorii de drept constituțional și așa mai departe, da? De cealaltă parte, isonul PSD, al de Blia Olguța Vasilescu, vai, păi dacă nu treceam, mai erau bani de pensii, de salarii, și acum i-au trimis cei de la guvern pe cine? Pe domnul Toader,
Și pe domnul Teodorovi se explice președintelui. Președintele a spus pas, adică stai bă, vorbim la nivel așa sau nu vorbim la nivel așa. Viorica Vasilica Dăncilă a plecat în Spania și uite așa avem foarte haioasă lumea asta politică. Comentăm imediat, Gabriela Mihai știe ce propunere are Tudorel Toader pentru șefia DNA. Bun găsit, Gabriela! Găsit Adina Florea, este numele procurorului care a fost propus de ministrul Justiției Tudorel Toader pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Știm despre Adina Florea că are o experiență vastă și important de menționat este că în aceste momente este procuror la parchetul Curții de Apel Constanța și a depus proiectul managerial aici, la Ministerul Justiției, împreună cu alți 5 contracandidați și important de menționat este că, iată, Adina Florea este propunerea Ministrului Justiției Tudorel Toader, o propunere care va ajunge la Consiliul Superior al Magistraturii ulterior, după ce va primi un aviz consultativ. Desigur, propunerea va ajunge inclusiv la Palatul Cotroceni, la președintele Klaus Iohannis. Vom vedea așadar și care este proiectul managerial depus de Adina Florea, pentru că acesta a fost postat de Ministrul Justiției Tudorel Toader pe pagina de internet a instituției, a Ministerului. Vorbim, așa cum spuneam, despre un procuror cu o carieră îndelungată, mai exact la începutul anilor 90 a intrat în magistratură. Iată așadar că vorbim despre o experiență de aproximativ 28 de ani. Vom vedea mai multe pe parcurs și vom vedea și dacă ministrul Justiției Tudorel Toader va face declarații. Cert este că numele Adinei Florea vine acum după ce ne reamintim că în prima fază a mai fost o procedură de selecție la care au participat 4 procurori, 4 candidați și toți au fost respinși de ministrul Justiției Tudorel Toader. Mulțumesc, Gabriela Mihai. Iată vestea zilei. Adina Florea de la Constanța, iată, este acceptată de Tudorel Toader deocamdată în urma interviului și a prezentării planului de management, nu? În ceea ce privește fotoliul de șef al DNA. Spuneam și colegii mei au aflat, Adina Florea l-a avut client la Constanța, chiar pe Radu Mazăre, când, mă rog, la un zi, o caravană de aia ce făcea el pe acolo, s-a îmbrăcat în costum de ofițer nazist, german, nazist și așa mai departe. Adina Florea, mă rog, este cumva cunoscută în Constanța ca un procuror destul de dur, fie vorba între noi. Bineînțeles că am plecat și noi să aflăm cât mai multe despre Adina Florea. A urcat treaptă cu treaptă aproape toate funcțiile la nivelul parchetului judecătorie până la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Bun, domnule Durgheu, vă surprinde faptul că se încearcă din nou cu o femeie la DNA? Da, nu are de ce să mă surprindă faptul că se încearcă din nou nominalizarea unei doamne la această funcție. M-a surprins faptul că din primii 4 candidați au fost respinși toți. Mă așteptam ca de data aceasta, într-adevăr, să fie nominalizată o persoană. Această doamnă procuror, Adina Florea, este clar că este cea pe care ministrul Justiției actual o vede ca fiind cea mai potrivită pentru îndeplinirea acestei funcții. Pornind de jos, după cum bine ați remarcat dumneavoastră, de la parchetul de pe lângă judecătoria Constanța, nu poate fi decât un fapt pozitiv, deoarece din nefericire, la DNA Structura Centrală au ajuns foarte, foarte mulți procurori direct sărind etape de la parchetul de pe lângă diverse, de la parchetele de pe lângă diverse judecătorii direct la DNA Structura Centrală, fapt care nu este deloc, deloc în regulă și s-a văzut. Nu au nici experiența juridică, nici cea de viață necesară pentru a fi chipzuiți. Un procuror trebuie să fie, între ghilimele, dur, dar trebuie să fie echilibrat. Iar ceea ce doresc eu de la noul procuror șef DNA este să fie o persoană cât se poate de echilibrată, să acționeze strict în limitele legii și atunci nimeni nu va avea nimic de obiectat, nici de o parte a baricadei, nici de cealaltă.
Bun, dincolo de asta, Radu Mazăre, în momentul în care Adina Florea l-a anchetat, mai ales cu povestea aia, cu uniforma, a spus că ea a ajuns în postura de prim procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cu misiunea de a-l executa pe Mazăre. Acum nu știu cât adevăr este în declarația lui, mai ales că omul era suspect era într-un suspect. Dosar. Dincolo de asta, Adina Florea, cum vă spuneam, a mai condus parchetul de pe lângă tribunalul Constanța. Nu au apărut niciun fel de schelete în dulapul domniei sale. Cred că lucrul acesta probabil a și recomandat-o teoretic ca și numire, da? Asta nu poate fi decât de bine, faptul că nu a apărut niciun schelet și faptul că, într-adevăr, aparent are o carieră lăudabilă, începută de jos până la cea mai înaltă funcție la nivel de Constanța, de municipiu, până la Curtea de Apel, parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Ăsta este un lucru pozitiv. Însă ce vreau să remarc aici este că oricine ar fi fost pus șef la DNA, în prima fază, vedem dacă acceptă și Iohannis, însă oricine ar fi ajuns acolo, este supus aceluiași cadru legislativ în care a fost și Chiove și în care au fost și alții, adică are loc de abuzuri. Dacă Parlamentul, parlamentarii, Ministerul Justiției aveau interese să elimine orice abuz, modificau un cadru legislativ coerent pentru DNA. În cazul de față ce avem? Și când avem Laura Codța Chioveși, vi se pare că avea ceva schelet în dulap? Sau vi se pare că domnul n-ar fi profesionistă? Nu, oricine ar veni acolo, dacă nu are un cadru legislativ modificat coerent, are aceleași pârghii ca să facă un abuz. Și atunci noi ce putem interpreta? Oamenii ăștia din conducere care vin păstrează același cadru legal, doar schimbă oamenii. Nu cumva se gândesc să-și păstreze, nu știu, o armă, ceva care să-și antajeze pe viitor? Dacă vrei să faci atunci o schimbare, pe lângă un om... A durat exact 60 de secunde și au apărut scheleții din dulap. O să vă povestesc. V-am spus, orice scheleție ar apărea, atât timp cât ai același cadru legislativ și acolo la DNA, cât este un singur șef DNA de care răspunde de tot ce se întâmplă la DNA, sunt supuși abuzuri. Cum s-a întâmplat și la noi cu DNA Ploiești și probabil și cu alți procurori, la fel se poate întâmpla și acum. Dacă oamenii erau de bună credință și vreau să transparentizeze activitatea, să transparentizeze, nu știu, să asigure un cadru optim pentru desfășurarea justiției, atunci modificau legea coerent, nu cum încearcă acum modificările, celebrele modificări date cu dedicație. Cu observația, scurt, 10 secunde, că urmează și colegul nostru de platou, cu observația că orice abuz este posibil atunci când vrei să-l faci, indiferent de cadrul legislativ. Deci oricare ar fi cadrul legislativ, abuzurile ar putea fi făcute de cineva care își dorește acest lucru. Tocmai de-aia am spus la începutul intervenției, spun că indiferent cum se va numi acel procuror care va ocupa această funcție, să fie o persoană echilibrată și să știți că legea nu e tocmai prostă. Legea chiar e ok. Punerea în aplicare lasă de aici avem probleme. Teoria e bună, practica e proastă. Noi avem proiectul managerial al doamnei, domnișoarei, atenție, domnișoarei. Având în vedere ce s-a întâmplat la prima selecție cu domnul ministru. Sunt două similitudini așa. Adina Florea este domnișoară, ca și Laura Codruța Chioveși, iar scheletul din dulap vine cumva dintr-o poveste mai veche cu retrocedarea unei clădiri de 100.000 de euro și vine de la un afacerist din Constanța. A existat la un moment dat și un dosar penal în care Adina Florea ar fi fost destinatarul unor șpăgi tocmai pentru a potoli cumva niște martori. A fost și o percheziție la domnia sa acasă, s-a ridicat și un hart de calculator. E o poveste, deci e un dosar deschis, extrem de încurcată, o povestioară care începe și nu se termină. Dincolo de asta, povestioara nu este foarte departe, temporal, vorbind, din 2017. Este și un denunț făcut în acest sens la DNA. Ei, acum probabil... și e un denunț făcut de un arestat. Mare atenție. E super ciudat ceea ce se întâmplă când, dacă încerci să cauți pe internet ce înseamnă Adina Florea, e să dai de o telenovelă care ține de dragoste și de amantlăc, dar și de această dezvăluire, mă rog, o șpagă cu destinație finală Adina Florea și o înregistrare audio în acest sens. Evident,
Bun, mai avem Consiliul Superior al Magistraturii, exact. Mai avem un pas la Claus Iohannis. Care poate refuza o dată motivat. Nu, Consiliul, exact, Consiliul dă doar aviz consultativ, iar președintele poate motiva, corect. Păi consultat ce? Păi și ăsta, CSAT-ul, ce? Trebuie să dea aviz consultativ. Dar uite că nu e. Dar aici legea prevede că e consultativ. Nu există discuție. În altă ordine de idei, dincolo de scheletul acesta din dulap, cum se va dovedi că e real, material sau virtual. Aș dori totuși să vedem un caz mai important decât cel cu uniforma lui Radu Mazăre. Iertați-mă, acela nu este un caz care să pară de mare corupție, cu ceea ce ne interesează pe noi. Dacă în cea din urmă Adina Florea se va dovedi și curată și președintele o va numi, sper la fel ca toată lumea din țara aceasta că lupta anticorupție, sau ca aproape toată lumea din țara aceasta, ca lupta anticorupție să continue în parametrii cel puțin normali. Da, Cătălina Dorghe, George Mănânciu, Florin Constantin Dorghe. Acum scor monitorii, trebuie să vadă dacă doamna Adina Florea are sau nu ceva butonabil prin dulap. Asta înseamnă că... butonabil, un schelet. Pentru că nu vă supărați, exact. Nu vă supărați pe mine. Acum, dacă cineva bănuiește cumva că noul șef al DNA ajunge acolo doar pe acel plan de management și pe competențe, înseamnă că noi cei de la masa asta ne-am născut alaltăieri. Adică suntem naivi. Asta e poveste. Dacă este preferata lui Toader, putea să vină acolo cu un plan pe jumătate de pagină, că oricum o vedea cea mai bună. Și sunt convins că există anumite rapoarte pe care persoane cu certificate ORN este în altă calitate. Le pot lectura și pot decide în cunoștință de cauză. Le-au lecturat de dinainte. Exact. Le-au lecturat până la momentul acesta deja. Alte persoane. Bun, are darul să ne surprindă numire făcută de Tudorel Toader, pentru că eu mă așteptam și acum să ne spună, domnule, nu prea sunt oamenii ăștia în regulă, că nu mi-a plăcut planul de management și mai facem o tragere. Cheia este, cred eu, dacă președintele poate refuza de mai multe ori mai mulți candidați. Nu poate. Atunci poate fi Poate fi împinsă la înaintare situația în care are schelet special pentru că există un al doilea candidat. Exact. Deci doar o dată. Aici este problema. Aici nu există niciun dubiu constituțional. Ca să mai dăm așa, deci nu spunem marile cazuri ale corupției și anticorupției rezolvate, mă rog, dosare făcute de Adina Florea. E doar celebră cu clinciurile cu Radu Mazăre și cu șpaga de la omul de afaceri Răzvan Dimoftache. Domnule Putin, vreau să punctăm ce a spus domnule Cătălin Antochi, este de-a dreptul remarcabil. Având în vedere faptul că președintele nu poate refuza decât o singură dată, exact. Intenționat să nu fi fost făcută această numire, pentru că a doua nu mai poate fi refuzată. Și de fapt, că e momeală? Poate fi posibil. Nimeni nu spune că e. Dar poate fi. Iese Claus Iohannis și motivează așa, nu-mi place, nu știu ce. Și da, afară și vine pune pe Negulescu și nu mai poate refuza, nu? Bine, cu Negulescu ar fi chiar... Zic și eu. Păi ar fi râsul. Da. Dacă toți suntem într-o țară în care ne umflă râsul în fiecare teoria, zi de ce... Păi ce n-ar veni Tudorel Toader dacă e momeală, dacă e teoria lui Cătălin... În această ipoteză, da, oricare procuror ar fi nominalizat, nu poate. Sau pe Emilian, Eva, ăla, sau pe cine vreți dumneavoastră. Hai să vă mai spun câte ceva. Declarația de avere a doamnei Adina Florea. Are apartament în Constanța de 90 de metri pătrați, l-a dobândit în 2005 prin donații. Are un autoturism fabricat în 2007, un depozit bancar cu 33.000 de lei și unul cu euro de 3.000 de euro. Are și un credit ipotecar contractat în 2007 de 45.000 de euro. Salariul până acum în mânuță 155.153 de lei pe această cale. Adică să fie bine ca să nu fie rău. Cam asta este propunerea. Știi cum fac și eu ca reporterii. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Cum joacă Iohannis. Domnul președinte nu are decât două variante. Sau admite, sau să accepte propunerea, nominalizarea și dânsa va fi procuror general de DNA. Dar totuși vorbim despre o propunere de procuror șef al DNA care are dosar deschis la DNA. Că vă spuneam că e proaspătă. E din 2017, povestea aia cu omul de afaceri Răzvan Dimoftache. Este și o registrare acolo aflată la dosar. O registrare prin care destinatarul se dovedește, spun sursele judiciare,
beneficiare, se dovedește că destinatarul unei șpăși de 100.000 de euro ar fi fost chiar doamna Adina Florea. Eu nu spun că e vinovată sau nu e vinovată, eu spun evenimentele. Dar cum poți să propui pe cineva șef la DNA când există dosar la DNA în care domnia sa se află? Eu asta întreb, că nu știu... Oricine se poate înscrie, dar cu propunerea e semnul de întrebare. Dar Tudorel Toader, domnul profesor, nu știe lucrurile astea? Adică în momentul în care ăștia s-au înscris la concurs, nu vine cineva și spune: stai mă, ăla Lupulescu nu știu ce are, ăla cum îl mai cheamă de pe la Constanța, Bosâncea, nu știu cum îl cheamă, ăla ce, ăla are așa, asta Adina Florea are și ea un dosar la DNA, poate nevinovată femeia. Bă, da, e un dosar. Adică dacă mâine o promulgă Klaus Iohannis, semnează, e un conflict mic de interese acolo. Păi, fie vorba de adevăr, la Tudorel Toader, conflictul de interese e egal spre zero, adică e ministrul justiției și pune cerere să fie, să fie notar. Adică dacă ăsta nu e cel mai mare conflict de interese din viața vieților lui... Modifică legea, după care da, solicită să fie numit notar. Hai să luăm publicitate și să încercăm totuși să deslușim ce caută Tudorel Toader să dea anunțul la Cotroceni sau ce a căutat la Cotroceni cu Orlando Teodorovici. Să revenim iarăși la rectificarea bugetară. Stați liniștiți, o să vorbim și despre războiul din PSD și despre spuma parlamentarilor de prin Botoșan și Ilfov, deocamdată, care s-au grupat în spatele Gabrielei Firea. Am impresia că e pe viață și pe moarte de data asta. Bun, publicitate, revenim în câteva minute. Bun, am revenit, doamnelor și domnilor. Bu! Avem, iată, o propunere de șef pentru DNA. Adina Florea e un paradox aici. Este un procuror care are la rândul său dosar la DNA. Râsul de pe lume. Bun, mergem mai departe, vorba reporterilor de teren. Rămâne de văzut să ce și cum zice Klaus Iohannis. Mi s-a părut interesantă ipoteza colegului Cătălin Antoche. Klaus Iohannis are voie să refuze doar o dată o numire. Păi nu, ipoteza este asta, că Klaus Iohannis are voie să refuze doar o dată o numire, a doua numire nu mai are voie să o refuze, o va refuza pe Florea și atunci cei de la putere își vor pune procurorul șef pe care și-l doresc. Acum haioșenii ar fi ca domnul președinte Klaus Iohannis pe această cază zică: bine, ia-o, rezolvă-ți. Și după aceea se iasă scandalul cu nu știu ce. Dar, întreb, pentru că aici este interesant, nu cumva au ales deliberat un procuror cu schelet? Am găsit repede scheletul din dulap ca să-l oblige pe Klaus Iohannis să-i refuze nominalizarea? Că totuși, dacă noi spunem că femeia are dosar chiar la DNA, Klaus Iohannis, ca garantul legalității în România, zice: cum oare pot eu să numesc un procuror cu dosar la DNA? Și atunci omul să fie forțat pur și simplu să refuze și atunci pocta ce au poctit-o ăștia. Nu știu, ne pleacă mintea în țara asta. Băi, în loc să avem o țară normală, cu niște propuneri normale și așa mai departe, bă, toate făcute cu scenarii. Dacă cumva admite, solicitarea și o nominalizează, toată lumea s-ar pe domnul Iohannis. Aici e un risc calculat. Cum? Președintele, prin toată atitudinea pe care a avut-o față de diverse scandaluri, a căutat să arate că poate acționează, acționează în interesul țării. El nu va face un astfel de joc politic. Acesta e specific doar PSD-ul în momentul ăsta. Păi da, dar joc politic. Dar dacă acceptă tocmai pentru a nu intra într-un anumit joc sau într-o anumită capcană, toată lumea o să se întrebe exact cum se întrebe. Păi eu mă întreb acceptă pe doamna Florea, noi începem să întrebăm: domnul Iohannis, dar cum ați acceptat un procuror e deschis, cu schelet în dulap? Continuare. Nu e schelet, aici este mai grav. Nu e un schelet. Nu puteau alege pe cineva cu un schelet, pentru că dacă se adeverește că acel dosar e deschis, nu e schelet, e cadavru în dulap. Nu e schelet. Bun, da. Raționamentul este asta, nu? Dacă o numește Klaus Iohannis, zice: da, sunt de acord cu propunerea avizată consultativ de CSM, propunerea ministrului, noi sărim, normal. Domnul președinte, dar cum se poate, nu știu ce. Domnul Botez. Dacă o refuză Klaus Iohannis, ăștia-și freacă mâinile. Că vin mâine cu George Manciu și spun: băi, Manciu, ia, hai, tu ești procuror șef la DNA. Mai Manciu ar fi un om curat aici, care are schelete în dulap. O altă întrebare, nu mai gravă. Cum ai acceptat-o la interviu, dacă e așa? Cum a trecut dosarul
profesional tot și cum ai fost selectată pentru interviu. Deși e doar consultativ, avizul CSM-ului este extrem. Da, așa cum lumea s-a revoltat dacă președintele Iohannis ar numi o în funcție, nu la fel se revoltă la o asemenea propunere? Trebuie să păstrăm rezerva unei confirmări oficiale că acel dosar e deschis și nu a fost închis și nu cumva a fost declarat nevinovat. Să nu există. Deci trebuie să păstrăm această rezervă. Dacă dosarul e clasat, orice subiect este închis. Păi nu zice nimic, zice doar atât, că există un dosar. Un comunicat că... oficial, da. Păi nu știu, hai să vedem, că e ciudat, adică... Și chiar și așa. No, dacă e achitată, dacă se dovedește vinovată... Eu practic într-un poate să facă plăcere împotriva procurorului. Mai ales denunți făcut de un arestat. Cu dosar deschis la parcă nu e obligatoriu să fie persoana respectivă inculpată. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Penală nu este încă inculpat, dar pentru a evita... Nu trebuia și suspendată în acel moment? În acel moment nu trebuia și suspendată dacă se punea mișcarea acțiunea penală? Obligatoriu. Deci înseamnă că nu s-a pus în mișcare acțiunea penală. 100% nu s-a pus în mișcare acțiunea penală, ori există soluție de clasare, ori nu s-a pus în mișcare acțiunea penală. Sigur, nu, suntem în prima ipoteză, deoarece dacă ar fi soluția de clasare, poate fi soluție de neîncepere. Acum e clasare. Da. Dacă ar fi declasare, atunci am fi avut un moment în care ar fi fost suspendată. Și nu știm de acest lucru, nu? Nu e obligatoriu. Păi dacă ar fi începutul urmărirea penală, nu trebuia suspendată? Nu e obligatoriu să pui și în mișcare acțiunea penală. Poate fi doar, suspect, nu și inculpat. Am înțeles. Poate fi doar suspect, nu și inculpat. Mai oameni buni. Bine, deci... ca să se depășească orice dubiu și orice discuție să fie evitată, era bine ca astfel de nominalizări să fie nesusceptibile. Să fie nesusceptibile de astfel de speculații. La asemenea nominalizări și la ce se întâmplă la noi în țară și cu rectificarea și cu tot, nu te mai mire nimic și oricum nu poți să spui clar ce e strategia. E o strategie, aruncă bila și vedem cum se vorbește. Strategia e atât de primitivă, dacă dosarul este deschis, într-adevăr, strategia este atât de primitivă, încât nu e rușinoasă dacă aceasta e strategia. De altfel, ca mai multe dintre strategiile partidului de guvernământ, strategiile politice, să ne reamintim de momentul vizitei în Israel a premierului, fără niciun fel de consultare cu președintele, care el este șeful politicii externe a României. Și de prestația EHE. Da, da. Să ne reamintim de această metodă a ordonanței de urgență prin care este sfidat Parlamentul ca întreg, nu Parlamentul PSD. Da? Și inclusiv ce s-a întâmplat recent, normal, cu această ordonanță de urgență de rectificare a bugetului în lipsa unui aviz al CSAT. Aici cred că e o discuție foarte, foarte interesantă. N-am văzut, sincer, n-am urmărit reacțiile juriștilor pe această temă. Un lucru e cert. Nu există normă imperativă în sensul că se poate face rectificarea bugetară doar dacă ai un aviz pozitiv. Nu. Într-adevăr, se poate face rectificarea bugetară și dacă e un aviz negativ de la CSAT. De fapt, refuzul unui aviz, ca să păstrăm. Povestea este alta, că președintele, ridicându-se de la masă și întrerupând ședința, exact cum am discutat și în pauză, automat acest aviz nu a fost exprimat. Iar norma impune un aviz, pozitiv sau negativ. Atât timp cât avizul lipsește cu desăvârșire, întrebarea retorică cât de legală și cum a putut ministerul decizia. Și cum a putut Ministerul Justiției să avizeze proiectul de ordonanță de urgență. Da, cât de legală este această decizie, de a se merge mai departe. Lăsăm la o parte povestea că o zi înainte era servită publicului, nu mai sunt bani de salarii și pensii, anumite salarii și pensii, automat toată țara a intrat în vrie și bineînțeles că am rezolvat-o a doua zi, trecând peste orice spre binele cetățenilor. Avem o întâlnire de taină undeva printr-un birou de la Parlament între Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea, sau dacă vreți între Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Colegii mei sunt acolo și o să ne povestească ceea ce nu au aflat, adică tot nimic ca și noi, de altfel pentru că secretomania este de la ordinea zilei în Parlament, iar ziariștii, hai băieți, mai răsfirați în țarcuri, cu voi în țarcuri. O să facem o legătură directă cu Parlamentul în câteva minute, revenim.
în Parlament, colega mea Mădălina Ignat se află acolo și ne povestește, bun, dacă au aflat ei ceva, colegii mei, despre ce s-a discutat într-o întâlnire de taină cu ușile închise, telefoanele bruiate și toată lumea scoasă afară și în țărcul cu voi ziariștii, întâlnire dintre Dragnea și Tăriceanu. Bună ziua, Mădălina! Bună ziua! Rămâne până la această oră o ședință de taină, așa cum ai spus și tu, și asta pentru că nu se știe cu exactitate ce au discutat Liviu Dragnea, dar și împreună cu Călin Popescu Tăriceanu. Aceștia au stat împreună în birou mai bine de o jumătate de oră, însă nu au vrut să dea declarații nici în momentul în care a venit Liviu Dragnea în biroul de la Camera Deputaților din Parlament. Nu a dat declarații, însă nici Călin Popescu Tăriceanu în momentul în care a părăsit biroul președintelui Camerei Deputaților nu a stat de vorbă cu presa. Nu se știe cu exactitate până la această oră ce au discutat cei doi, însă probabil că printre subiectele pe care le-au abordat se numără și disputele din partid care au loc în ultima perioadă. De altfel, trebuie spus că va mai avea loc o altă ședință între cei doi în cursul zilei de astăzi, și asta pentru că urmează să vină la discuții și ministrul transporturilor, dar și ministrul energiei. Rămânem aici la Parlament și vom reveni cu detalii atunci când le vom avea. Da, rămâneți acolo la Parlament, dar în țarcuri, băieți, pe această cale dezaprobă ceea ce conducerea Parlamentului au hotărât. Ziariștii, dacă se poate, pe balcoane s-au suspendat undeva în parcul de vis-a-vis de Parlament, ca nu cumva să-i deranjeze pe aleșii poporului. Ce-or fi discutat, domnilor? După părerea dumneavoastră, că nu suntem mama Omida și nici prezicătoarele mai noi, așa, domnii Dragnea și Tăriceanu, că altă dată se îngrămădeau la microfoane când vroiau ei să spună câte ceva, dar nu-i mai scăpai, stai câte 45 de minute și căscai la televizor. Acum s-au întâlnit, băi, doi șefi de coaliție, adică au vorbit niște chestii, dar liniște, secretomanie absolută. Acum, având în vedere ultimele poziționări din PSD și faptul că Liviu Dragnea merge pe o gheață subțire, ce e drept, și riscă destul de mult, lucru conștientizat și de Tăriceanu, probabil că lui Liviu Dragnea nu mai merge povestea în care îi șantaja pe toți oamenii, îi amâna cu ordonanțe pe amnistie, pe gațiere, pe toate cele. Și poate acum, poate, pregătesc în taină ceva. Fie o ordonanță de urgență pe povestea asta, amnistie, gațiere. Fie o altă formă de ordonanță prin care să înlăture efectele protocolelor SRI. Nu știm exact ce ori gândi acolo, dar cu siguranță momentele astea sunt o consecință a disputei din PSD. Adică oare metoda asta cu amnistia și grațierea ca metodă de negociere, da? Sigur, s-a tranșat acum în această întâlnire, credeți? Haideți repede, într-un minut, că o să revenim la subiect. Să fi deschis subiectul aici, pentru că este cât se poate de clar că dacă ALDE nu vrea, ordonanța pentru amnistie și grațiere nu poate trece, deoarece este obligatoriu avizului domnului Tudorel Toader, care se află sub înaltul patronaj al domnului Tăriceanu. Cât timp domnul Tăriceanu se opune și el și-a exprimat opoziția practic explicit în ultima vreme, nu va exista o ordonanță amnistie și grațiere. Mă anunță securiștii mei, care sunt mai securiști decât ai lor, că pe un alt post de televiziune se zice că au vorbit despre legea offshore. S-o credeți voi, nu? Oameni buni, că au vorbit despre asta. Mergeți după fentă și uitați-vă la anumite televiziuni care sunt în dilemă. Acum o să explic la ora 14 dilema televiziunilor. Ne revedem în câteva minute.